make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din The Sims 4, cred episodul 4. Data trecută am rămas în parc și acum suntem aici să jucăm o partidă de șah cu această femeie și ne-am și împrietenit cu ea. Casual discussion. Este o femeie cu păr al mai bătrână, dar merge și asta. Să zicem ceva dragoste sau nu, mă, friendly, să ne împrietenim cu ea, mă, tot... Cel mai bine să ai prieteni, mai lasă un colo de dragoste, nu trebuie să fim disperați după dragoste și mai ales cu fată ca asta, când iubirea vieții noastre este Bella. Level up din nou, bun, asta este baza, cred că ne-am făcut o prietenă pe această fată și să dăm aici, să dai click aici, apoi pe parul ăsta sau ce-i ăsta, așa, happy, ce-i asta? Oh, în 10 minute începe, cred, petrecerea? Hă? Se poate, 6 minute... Așa, să vedem, poate ajungem și noi la petrecere. Cred că ne-am dus la petrecere, mamă, dar și ar trebui să ne... A, la baie, mă, ce e asta, da. Și ar trebui să ne și odihnim. Vedem acolo. Bun, Alex and Cassandra is no other yet. Cassandra, prietena noastră. Nu vrea asta să facem partidă de șah. Hai să mergem acasă, mai bine să dormim și noi. Bă, da, de ce nu merge? Așteptăm așa, mai bine să așteptăm. Uite, mă, aici sunt astea de tras de fiare, văzut, eram și acolo în parc să faci genuflexiuni. Exerciții de astea, adică te lupți cu corpul tău. Creativ Sims-ul ăsta, poate cel mai creativ joc, mai creativ oricum decât Minecraft. Da, este așa, prea mult, sunt multe chestii în jocul acela. Da, mă, să mai ne prietenim cu cu fratele nostru. Orice ai zis, așa. Hai să mergem și noi în casă. Da, mă, ăsta e pe primul plan să să dormim și apoi trebuie să și mâncăm. Lasă, mai bine nu știu, ieși de aici. Trebuie să facem lucrurile astea mai întâi și apoi ne vom mai prieteni și cu Peri. Oh, Peri acum e la muncă, mă, cred că face. Oh. Da, am văzut acolo, dar nu e la muncă, așa este, se joacă. Și noi 7 ore începem munca. Ce, să ieșim, mă? Peri? Da, mă, să ieșim de unde e el criminal, așa, mă, să facem altă carieră. Ne schimbăm în fiecare episod joburile, să ne facem așa, agent secret cât e? 17 pe oră, mai bun agent secret decât criminal. Da, tot e guru e cel mai bun, vedem, 31 pe oră, ne întoarcem la ăsta. Cu cu tehnologie. Așa, mă, să mâncăm acum pentru că ne trebuia foarte mult mâncarea. Și ne vom duce și noi în 20 de ore, ne vom duce la muncă. Mai avem mai puțin de o zi până vom pleca. Ce level avem, mă, sau asta nu, chiar nu-mi dau seama ce sunt. Așa, statusuri. Oh, ce elegantă e Bella astăzi. Asta e, mă. Asta e, să o invităm, ce să-i facem noi. A venit ea, știu, a venit ea. Așa, mă, bine, mă, e Bella, mă, ce, bă, dar ce frumoasă e, ați vezi, și a schimbat și ea rochia, o rochie mai elegantă, mai lungă. Ce i-a zis, mă, acolo? Bun, bă, dar cred că sunt în cei mai amuzanți din istoria băieților. Mamă, momentul adevărului, ceva de romans, îi dăm ceva, o floare, îi dăm o floare. Doamne, tu, mamă, ce proastă e Bella asta, nu vrea deloc, bă, nu vrea deloc o floare de la noi, cred că ne consideră ca pe un frate. Asta și spuneam, vezi, când intri cu o fată în zona asta a prieteniei, e foarte greu să mai ieși. Ce se mai zice, mă? O întrebăm dacă e singură. Bun, mă! Deci înseamnă că e disponibilă fetița asta, este bine, și ce să-i dai? Flirt, mă! Mai întâi să flirtăm cu ea, dar trebuie să și dormim, din păcate. Flirticule, flirtează și tu cu ea. Nu vrea deloc. Deci nu se lasă atât de ușor. E greu de cucerit fata asta și nu trebuie să o dăm la glume foarte proaste. Așa, gesticulează dramatic acolo Alex. E disperat, bine, cel puțin noi suntem disperați. Da, discuss interest, poate așa o să placă la... Da, asta este măcar
Am mai îmbunat-o așa cu ceva despre romantism. Ce să-i mai zicem noi? Așa mă invităm la noi aici. Așa, bine, la masă. Pictăm, ce facem? Oh, nu, cred că glumesc sau eu știu ce fac. Să zicem un secret. A? A venit Peri, mă, a venit Peri ăsta. Unde te duci, va? S-a dus acasă. Hai să dormim totuși, hai să dormim pentru că vedem că el la pat trage, tragi la pat, bă, ești pe moarte. O săracul Peri vrea și el să vină și în 15 ore începe munca, deci trebuie neapărat să dormim ca să ne odihnim, iar apoi ne vom duce pe Marte. Plec departe, plec pe Marte. Așa, suntem la ora 6 dimineața, aproape 7. Ha, și așteptăm, uite aici, nu este, și așteptăm să începem și noi munca în sfârșit după o scurtă pauză. Doarme și, oh, bine că doarme și Peri, dar ia uite, acum imediat se duce la PC. Ai, dă-te în măta cu PC-ul tău. El cât mai are mă, până la muncă? 2 zile, 2 zile și începe munca sa. Oh, Peri nu prea le are cu Bela să vorbească Bela și e el. nostru. Bela e noastră, da, dar acum, na, nu strică să fie prieten cu el. Totuși nu e prieten cu noi, adică e doar ca o soră pentru noi și Bela asta, pentru că noi nu merge deloc cu ea. De câte ori încercăm să flirtăm o belinca, să zic așa. Mergem cu Peri în oraș, da, mergem cu Peri în oraș să facă și el alți prieteni. Mergem, nu la gym, aici, la club, să vedem ce vom găsi aici la clubul de noapte. Dacă ne vom împrieteni și noi acum cu o divă din aceasta, cu o piesă rară de 5 stele. Haide, haide, Peri Ornitorincul, Peri Bosu. Alex, cât timp noi vom flirta, ne vom distra, Alex va fi la muncă. Asta e Bela, mă, uite, bă, numai la cluburi stă, băi, frate, bă. Și vorbim, hai să vorbim cu ea, n-avem ce să facem, orice eu ai zis, funny, friendly, discuss last game, poate, eu știu. Oricum, la așa ceva este destul de, să spun așa, sugestivă sau nu știu să găsesc cuvântul potrivit, este destul de treabă așa. Fata asta s-a mai așezat o fată la masă, să zicem și fetele ceva să nu o lăsăm așa liber, să spunem, ia mă, dacă flirtăm cu Bela e bine. Doamne, doamne, spunem că Peri e mai șarmant, măcar Peri. Unde? Opa. Ia. Unde a mers, mă? Unde a mers? S-a pus și pe scaun cu noi să mai flirtăm cu ea, mă, totuși. Bun, ia. Eu zic că Bela e destinată pentru Peri, au destinul legat cu Peri, eu știu. Dar ce te-ai dus tu lângă negresa aia? Aolo, treci mă lângă Bela. Lângă Bela, femeia voastră și femeia ta și femeia lui Peri. Aici e triunghiul iubirii. Mai zi ceva, mai zi ceva. Mamă, zi mă ceva de romans. Zi romans și try to flirt, da, flirt. Să flirtăm cu ea. O, nu merge, mă. Ia de-te la asta, la altă. Cum o cheamă? Peri? Cum o cheamă pe asta, mă? A, Cassandra, nu? Sau... Ashley. Ashley o cheamă. Ne certăm cu ea? Mamă. Da, el le zice, bă, și Peri. Ăsta e... V-am spus eu că ăsta e diabolic. Și ce face acum? E la muncă ăsta sau... Nu înțeleg ce face... La Alex nu e la muncă și ne-ar trebui un somn nou, lui Peri ar trebui un somn. Da, mă, să ne prietenim cu ea, așa e, ar fi mai bine, dar din nou ne certăm, din nou o dăm în ceartă. Hai să mergem odată, mai bine să dormim. Da, să ne prietenim cu fetele astea, cu astea la alte. Nici cu asta nu merge, chiar atât de nasol e Peri ăsta, mă, cu negresta asta, ia să vedem. Și ceva funny, cum o cheamă pe asta? Chiar nu am văzut acolo. Mor, ce ai zis tot? Fans, romans direct totuși. Flirt, ia. Mai bine o întrebam mai întâi dacă e singură și apoi ne dăm la flirt, vedem că nu i-a plăcut nici asta. Nu știu ce putem face, suntem disperați, chiar nu le avem să spunem cu fetele. Funny, 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 funny. Așa. Bun, deci îi place asta. Deci toate fetele sunt moarte după glume sau
nu le înțeleg deloc pe fetele astea din Sims, de ce nu își pot bate și ele puțin capul cu puțină dragoste. Are numai, oh, Shipper are level up, dar el are numai dragoste în cap, diabolicul ăsta. Și a dă-i discut, zi așa ceva mai interesant. Zici ceva despre jocuri sau știu eu, poate îi plac jocurile. De vampiri, wow, de vampiri, serios. Mă, dar noi trebuie urgent să dormim. E acolo pe roșu la odihnă și trebuie să ne odihnim neapărat. Da, deja a plecat să se odihnească sau mi se pare. Și trebuie apoi să... Da, unde să ducem? Apoi trebuie să și facă, să ducă la toaletă. Să facă treaba mică, treaba mare. Du-te mă, Peri, du-te și nu mai te întoarce aici, că nu-i de tine la flirt. Te văd ce repede mergi așa. Dar acolo știi unde cred că era? În stația de autobuz, știi, a luat autobuzul până acasă. Ha, și nu mai pleacă ăsta la muncă, mă, Alex, să vină cu bani, că ne-ar cam mai trebui și nouă bani. Să facem și noi cam vreo 10.000, să spunem, ca să ne luăm ceva frumos. Ori strânge bani, ori nu mai strânge. Că nu putem face chiar așa. Du-te, bă, și culcă-te că ești obosit. Și ia vezi, mă, ăsta ceva ce stă numai la PC pe bune acum. Își caută dragostea pe internet. La muncă nu se mai duce. La muncă nu l-a întins mâna. O cafea, ce vrea el acum? Mă, nu știu cu cine socializează, am luat, cred, bani, nu mai luăm și noi. Eu sunt așa disperat după bani, totuși, că ne trebuie dacă vrem să facem ceva mai frumos. În 14 minute pleacă, bun, mă, bine, mă, așa, să mai pleci odată și el după capul nostru. Da, deci, să spunem că poate să antrenează înainte să plece, dar vedem că face bine ceea ce face și suntem mulțumiți de el. Dar ce face aici, că nu dau seama, cred că se joacă jocuri video. Oh, și gata, bă, se duce la muncă. Du-te, bă, odată, bă, la muncă, bă. Vezi, s-a îmbrăcat de job. Și aute, ăsta de câte ori e, profită, se duce în patul ăla mare, în camera lui Alex. Dar niciodată nu se învelește. Parcă ar fi un boschetar. În sfârșit am plecat și noi la muncă. Noi cât mai avem ăsta, Peri, cât mai are 2 zile până pleacă la muncă. Puh, are ceva, bă, are ceva până pleacă. Așa, comedie, deci suntem destul de comedioși, să spunem, de amuzanți. Carismă nu prea avem, dar Alex o avea carismă și el. Dă-i crem. Da, bun, Alex acum tot mai muncește. Nu ne-am odihnit complet, dar ar trebui neapărat să mâncăm în momentul ăsta și apoi poate ne mai odihnim puțin. Până la urmă așa se mai face, în simț, ai văzut și noaptea să mai, te mai trezești, mai mănânci, dacă este nevoie, trebuie să faci și asta. Așa, bagă la burtă, bagă, băi, dar tot nu te îngrași, ești piele și os. Ha, mai că îți dăm acum și energie. Da, uite, are, e încărcat și la fan, și la social, e de treabă și Peri ăsta, maleficul Peri. Du-te și dormi în... În sfârșit ai băgat și tu în potură, boschetarule, tot în patul lui Alex, normal. Și ne-a mai crescut energia, iar apoi zic să ne mai spălăm. Poate îl vom controla pe Alex când va veni de la muncă. Mai are puțin să se spele, totuși să se spele că i-a crescut energia. Putea să-i crească full, dar n-a mai lăsat. Oricum a venit ziua, aș face un duș de dimineață și el. Așa, Alex, da, chiar cât mai are Alex? Uite, chiar acum va veni și trebuie să doarmă pentru că este obosit foarte, foarte mult Alex. Va veni cu 200 și ceva, dar aveți 234 de dolari, doar 234. Și trebuie să ne culcăm neapărat cu Alex. Iar acum să vedem ce vom face cu ăsta, cu Peri. Peri a făcut duș? A făcut duș, nu? Să simte inconfortabil. În 17 ore începem și noi munca. Bun, bine, bă, Peri, bine, bă, băiatule. Nu știu de ce se simte inconfortabil, dar mă rog, dușul ce a făcut. Așa, vorbim cu asta, vorbim cu puștoaica asta. Peri, mai ieși tu și socializează odată. Ulu, să ține săracul după ea. Lora o cheamă pe fata asta, zi ceva de dulce. Zi ceva de dulce lui Lora. Fanii, așa, să dăm o impresie bună, zic eu.
Bă, dar câți ani are fata? Asta e fată mică, bă. Nu putem, bă, să ne prietenim cu ea, că asta chiar e puștă, că să vorbim de jocuri video mai bine. Așa, mă, vezi, de asta înseamnă să fii prietenos cu toți, cu toți. Mai și... Dar ce i-am zis, mă, dar nu-i place? Mă rog, mai avem 15 ore până vom pleca și noi am că este 7 dimineața. Alex încă doarme, dar nu știu cât o va mai face. Vom va mai face totuși, trebuie odihnă, lăsăm să se odihnească, iar apoi trebuie să mănânce și el. La fel cum ar mai trebui să facă și ăsta Perry, dar ne vom începe un oraș, nu? Cu Perry, iar apoi vom, ca poate va mânca în oraș, nu știm, vom vedea. Așa, unde să ne ducem acum? La bibliotecă, mă, nu ne-am dus niciodată, stau pe aici. Ia să ia de aici, mă, la un restaurant, ce era ăla? La bară. Mergem și noi la bar și pe în alt oraș, în alt oraș sau ce e ăsta? Da, alt oraș. Avem doar două orașe în alt continent. Wow. Învățaște la geografie, în sfârșit. Dacă ai profesor. Hai să vedem acum ce vom face. Go here, go here, băiatul. Și ia uite ce frumoasă, uite mă, vezi pe, în orașul ăsta sunt și aici fete frumoase. Hai să zicem lua asta ceva, eu știu, stăm la masă cu ea, e bine, e bine. O întrebăm dacă e singură, nu, mai întâi așa, da, mai întâi să facem carismă, să fim carismatici, asta e bine. O întrebăm dacă, nu, zicem ceva funny acum și apoi o întrebăm dacă e singură. Dacă nu e singură, tot îi zicem ceva funny, știi, nu ne grăbim. Așa, așa, bine, mă, bine. Așa, zicem de romansă. Doamne ajută, Doamne ajută. Îi place, băi, panorama, gata, e petardă fata asta. Ține-te după ea, nu lăsa, băi, nu lăsa, tipule, să scape de mâini chiar așa de ușor. Hai să flirtăm cu ea, momentul adevărului, Doamne ajută, momentul adevărului. De ce, bă, nu vrea, bă, atât de urât e ăsta? Vai de capul vostru. Ce se mai așa, mor, ce-o ai zis? Se lăsăm apoi un taste good boy. Haide, fata mea, haide, fata mea, nu-ți place nimic, nu-ți place deloc de noi. Uite, bă, ce are aia cu banii? Soare, vrem să fie soare și pe strada noastră, dar nu se poate. Nu putem să facem deloc... fete, nu, deci nu le avem deloc cu fetele, cam asta ar fi dilema, să spunem. Stai, mă, și mai zi, stai așa, deci dă-i și dă-i la Morcioezis, și dă-i aici la Miss, și poate și ceva amuzant, eu știu, la aia Bauca Carrier sau... Așa, eu place ei, nu știu. Oricum, bă, trebuie să neapărat să mergem la baie, trebuie să facem... treaba mare sau treaba mică. Caca, caca, pișu, ce trebuie să faci, Perry? Mamă, de urgență, ba chiar. Și unde, ba, uite-o în sfârșit. Hai, du-te odată, las-o, că și așa nu-i dă tine fata asta. E după al continuu, aute mă televizorul, vezi, se vede acolo la televizor, sunt știrile. Ia, își lua la vânt, mamă, dădea gol. Cred că erau știri despre fotbal. Așa, încă nu avem nevoie urgentă de mâncare și nu știm, ia de să vedem ce face Alex. Totuși, hai să invităm, ne-am dus la Angel sau ce am făcut, la Angel? Așa, unde să o invităm, unde să o invităm? La club, nu? Ăsta e cel, ar fi cel mai bine, că așa, sau la bibliotecă, eu știu. La park sau... unde, mă, unde să... La noi acasă, mă. Terasă. La terasă, da, mă, să o invităm la terasă, cel mai frumos, cel mai gentleman, o invităm la o terasă, ne ducem tocmai în vest, la o terasă, în vestul orașului, să vedem dacă vom reuși ceva cu fata asta. Hai, hai, ticule, mai repede, hai că se poate. Ce se poate? Să încarci mai repede. Bun, suntem la terasă cu puștoaica noastră și trebuie de urgență să mâncăm băgamea și
Fulu. O fi aici mâncare, mă, la terasă? Hai faci și tu, hai faci și tu. Femelo. Spune-i să vină și ea. Olo. Funny, friendly. Hai că vine și ea. Bine că vine și ea. Și ce să facem noi aici? Trebuie să și mâncăm neapărat. Dar unde să găsim mâncare? Unde să găsim? Poate că aici am găsit, nu știu. Și unde ne-am dus cu ea? Ne-am dus într-un loc mai liber. Ia uite cât urcăm, bă, ești nebun la cap. Și aici ce facem? Ne giugiulim? Ia, tu vrei șa panaramo? Poate acum o insultăm. Să nu ne enerveze, că imediat... casual de discussion, deci poate să discute orice. Ia uite, mă, pe aia ce dorm. Mă, dar noi nu găsim niciodată asta să mâncăm ceva, că nu merge deloc, ne trebuie neapărat mâncare, trebuie să mâncăm neapărat. Suntem morți de foame, deci noi ne putem buri cu de foame și vorbim cu asta, vizităm cu asta. Hai de fata mea, hai de fata mea, că nu vrei deloc așa bine, că s-a mai fost și ea odată de acord cu noi. Normal, speed, mai zi ceva, tot fani, level up, level up, eu zic să ne facem și carismă, am văzut că ne trebuie aia, sau mergem acasă să mâncăm, ce zici? Mâncăm aici? Păi hai să vedem dacă mâncăm aici, găsim pe aici ceva, o bucătărie să mâncăm, unde-i bucătăria, doamne, ar fi asta? Da, da, uite o bucătăria să mâncăm și noi. Quick meal, dinner, așa, haide mai repede, Peri. Și apoi să ne facem un duș, poate ne vom face aici un duș, că ne-ar trebui sau... Nu, cred că am avea nevoie. Ce copilă mică. Am mai vorbit noi cu puștoase de-astea. Sunt panarame de mici. Așa, ce mănâncă el, mă? Budincă, prăjiturică, ce mănâncă? Și trebuie să ne odinim, dar asta nu este atât de important. Ce mai este pe aici? Wow, ce pat frumos, ce dormitor frumos. Dar să facem un duș. Take a shower. Și trebuie să ne odihnim de fapt cel mai mult și să și mâncăm. Multe de făcut. Haide, băi, omule, te ia somnul. Dor pe tine, ce faci? Abia îți pregătești mâncarea, săracul de tine. Dar multă ți-a să gătești. Salată, ce vrea să facă băiatul ăsta? La cine fiind dus noi la duș, așa mai bine să ne odihnim. Ia uitați-i și voi cât de mort e. Un duș și apoi ne odihnim, nu? Așa e cel mai bine, după un duș să te ia somnul. Așa, sleep, dormi în pace, dormi ușor, puișor. Noapte bună, somn ușor, 7 puruși prin picior. Așa, deci după ce vom dormi, poate îl vom controla pe Alex și vom mai face ceva, vom mai vorbi cu Alex. Bun, ne ducem la muncă în 4 ore, deci trebuie să ne odihnim, suntem destul de spălați, mâncare nu ar fi atât de multă nevoie, deci trebuie să ne odihnim foarte, foarte mult, ne odihnim la noi acasă mai bine, nu? Ne-am odihnit puțin, dar ar mai trebui, mai ales că mergem și la muncă în scurt timp, îl controlăm pe Alex, după aceea lăsăm să se ducă la muncă pe Peri. Vom vedea și Alex cum se mai descurcă, dacă a mai muncit, dacă a mai produs ceva până acum. Bine, până acum nu s-a mai dus la muncă, parcă nu mai merg explorațiile pe Marte, explorările pe Marte, pe Lună. Așa, du-te, bă, și culcă-te, dă urgent, că imediat te duci la muncă. Și acum să-l controlăm și pe Alex. Alex, ce vrea să facă, mă, să facă mușchi? Să duce și el la muncă într-un minut. Gata, mă, dă-i și tu drumul, în sfârșit. În sfârșit e bine să plece și el, că... ar fi sunt importanti și banii, normal. Alex este astronaut, ăsta este în tehnologie. Să duce și ăsta la muncă imediat. Gata, hai, bă, că întârzi la serviciu. Mai repede, dă-i drumul la muncă, așa, să așteptăm să vină de la muncă băieții, să spălăm vasele totuși. Dar n-ai cu cine, nu poate le aruncăm aici și... Da, nu, lăsăm acolo, că le spălăm când vin de la muncă băieții și așa ar fi cel mai bine.
să vină cu, și cu bani. Deci o să vină amândoi cu bani și o să fie foarte, foarte bine. Perry chiar imediat a venit deja. Sau nu, Alex a venit și o să vină imediat și Perry. Va fi foarte bine. Alex, du-te bă și dormi și tu. Și Alex ar trebui să-și socializeze, sau Perry. Cred că Perry ar avea nevoie, sau chiar Alex, de fapt că n-am mai vorbit de mult cu el, mai ales de când l-a controlat ceva pe Perry. Așa, a venit în sfârșit și Perry, câștigă mai mult decât Alex, un salariu mai bun, mai productiv băiatul nostru. Ce ești mă, ce ești mă, tu atât de supărat? Perry ăsta, destul de, dar ce ar trebui lui mâncare? Bine, nu ar fi la ordinul zilei, cred că lui Alex, dar mai întâi să se odinească. Lui Perry ar trebui un duș, sau mi se pare? Să vorbească, mă, fani ar trebui lui Perry. Dar mai întâi facem și un duș, este foarte importantă și igiena. După ce vom face un duș, vom dormi. Și apoi să coră, să ia cineva gunoiul astea de aici, să spele odată vasul acela. Bun, bun, dormi în pace, dormi odată și tu, Perry, ornitorincul. Așa, bă, dar amândoi dorm acum, poate vin noții la ei. A venit noaptea, dacă nu mă înșel, el, mamă, dar ce lac, e lăcărie în baie. Așa, trebuie să mănânce neapărat, Alex, dar mai întâi să spele vasele, că n-are în ce să mănânce. Așa, mănâncă și tu. E un hamburger, eu zic că ar fi bun un hamburger, ne-ar fi de folos. Așa, ca să prind acolo bine la burtă. Iar ce mai pune la cuptor? Hamburgerul nici nu ne-am atins de el, doar l-am solicitat așa. Bun, mâncăm și ar trebui să facem neapărat un duș cu Alex. O să ne spălăm totuși în cadă, cel mai bine. Nu ne-am spălat, cred, deloc cu Alex în cadă. Așa. Ce vrea el aici? Take a bath. Bun, bun. Ia uite ce aburi face cada asta. Social, până acum e foarte bine. Mai scade aici la fan. Am văzut, vedem, a scăzut la fan. Poate acum să invităm pe cineva. Eu știu pe cine vom putea invita. Așa, pe Bela. Unde e Bela? Uite, Bela Got. Să mai vorbim cu prietena noastră, cu surioara noastră, Bela. Așa, și ăsta unde-i mă, cum îi zice, Perry încă doarme. Așa, trebuie să mergem la toaletă. O invităm pe Bela. Dă-i, bifează în acolo. Ai, 3 dimineața, doarme săraca Bela și noi la ora asta nu dormim, mă. Suntem odihniți, asta este bine. Așa, mergi și la toaletă. Să lăsăm să facă până se încarcă full acolo. Așa, bine mă, uite, în sfârșit e full, full option. Mă, dar ar trebui să golim coșul sau mi se pare? Da, nu cred că ar trebui să îl golim. La casă ne uităm așa în exterior, dar nu mai trebuie să facem ceva, așa, mai bine. Parcă e mai frumos așa și au mai venit niște bani în pușculiță. Vrem să facem... La ce idee ai avut aici să distrugem, să facem la loc? N-avem de ce. Lăsăm, știi, cu timpul evoluează o casă până la urmă, adică evoluezi și tu ca om, ca, știu eu, îți câștigi existența cu timpul, asta este normal, într-o viață normală. Și ne-ar trebui, spun eu, poate în camera lui Perry sau în camera noastră, niște cărți. Chiar n-ar trebui niște cărți în sufragerie, bine, pe holul ăsta mic. Cred eu că atunci când vom face rost de bani mai mulți, vom face o cameră separată unde vom pune ceva gen plăcerile noastre. Vom lua poate PC-ul aici după hol. Așa, dar unde să punem? Nu aici, nu merge deloc aici, nici în camera noastră. Nu cred că are loc. Uite aici, lângă oglinda ar avea loc. Așa, e bine să ai și un ăsta. Nu avem nevoie să pictăm. Și costă și mult. E bine totuși să ai niște cărți acolo la casa omului. Cât costă un ăsta? Vom vedea, oricum așa. Ăsta să picteze, e mai artist Perry. Unde să-l punem noi? Așa, îl lăsăm. Mamă, 350, bă, a costat ceva. Dar ce să facem, asta este jucăria. Ce să punem aici? Nu, chitară.
asta sunt vioare, de fapt, nici nu sunt chitari, nici nu sunt chitări. O vioară mică acolo, poate o, hai să o lăsăm jos acolo. Așa, asta n-avem nevoie, un ursuleț, mă. Ursulețul, mă. Ia uite ce jucării sunt aici, chiar drăguțe. Un o d-asta, o chestie d-asta, știu eu, un super erou d-asta ar fi bun. Așa, uite, mă, cât de frumos. Așa, vezi, ne-am mai luat și noi câteva ornamente din acestea. Să facem camera lui Alex, cea mai frumoasă cameră. Unde să punem noi oglinda asta, nu găsim. Că parcă nu vine atât de bine. Sau poate renunță la oglindă, mă, știu eu. Să mai intre și câțiva bani. Așa, și așa n-a fost cine știe ce oglinda asta. Bun, am făcut ceva frumos, zic eu. Am mai schimbat pe aici, prin casă. Și ce facem? Cântăm la chitară, la vioară sau mi se pare? Am vândut-o. Am vândut-o? Ba, o cumpărăm la loc, hai să o cumpărăm la loc. Așa, uităm vioara. Dar ce mai sunt pe aici? Da, chiar, ce mai sunt pe aici? Astea sunt, mamă, cuptor de la, ce chestii frumoase. Dar nu, mă, sunt scumpe. Nu, nu ne-ar trebui de astea acum. Deci, nu trebuie să cheltuim banii, mă, eu asta cred. Unde să intre și ăsta? Mai ales că avem bucătăria mică. Eu de asta spuneam, cu timpul să facem bani, să mărim camerele astea, pentru că avem o casă mică. Și mai ales să facem încă o, să facem o sufragerie, asta ne-ar trebui. Noi nu avem sufragerie, noi avem chestiile astea care trebuie să intre în sufragerie pe hol. Și nu știu dacă dă atât de bine. Așa, ce e aia, mă, vioara? Da, asta e de savan, dar mai ar trebui lui Perry. Chiar că, dar avem asta, prostia aia cu pictatul. Dă, bă, cât costă asta cu savantul? Bine, dar mai contează, ia uite cât costă aia cu pictatul și asta cu savantul. Cât costă? Stai că vom vedea acum. 210, chiar mai puțin decât aia cu pictatul. Și e mai bună în camera asta lui Perry. Așa, ce avem, dar ce avem noi acolo, mă, jos? E vioara, nu? Sau ce morții e aia? Nu putem să facem practică la ea. Mă rog, jucăm și niște jocuri video. Iar ăsta are nevoie de urgență. Nevoie urgentă să se ducă la toaletă. Iar apoi să mănânci, iar apoi să fie și el mai funny. Hai să îi facem pe ăsta. Ce se face pe ăsta? Că e totul pe verde, e destul de bine. Așa, pat, investorii. Deci na, nu putem să folosim chestia aia de acolo. Nu dau seama dacă e chitară sau ce. De fapt, vioară. O, trebuie să reparăm ăsta, trebuie să reparăm frigiderul, frate. Așa, de un repair. Așa, mă, repară-l și tu. E meseriașul casei. Și am crescut un level la construcții. Dar hai că mai avem de lucru, încă mai avem de lucru. În sfârșit, l-am reparat. Și trebuie să ducem gunoiul, cred. Opa, și dușul s-a stricat. La fel, trebuie să-l reparăm. Sperăm să nu ne electrocutăm, știu eu. Așa, este 7 dimineața, să vedem cât mai este până vor pleca la muncă sau ce vor mai avea ei de făcut. Au, pleacă imediat ăsta, cum îi zice Alex, să strângem cu Perii, deci când va pleca la muncă, să strângem cu Perii gunoaiele și chiar să mai reparăm puțin ăla dușul. Așa, strânge gunoiul, mă, slugo. Și repară și ăla. O, citește, bun, bravo, mă, Perii. Deci este un băiat chiar inteligent, e bine că citește, poate punem ăsta la el în cameră, că așa a ieșit savant. Câte care avea cam multe, îl pune la el în cameră? Mamă, Chris Brown, ce cărți putem citi aici? Nu, Chris Barn, nu, lăsăm ce a ales acolo el și îl pune la loc. De ce o pui, mă, acolo, acolo ai luat-o tu? Uite, sunt două cărți acolo. Așa, citim o carte despre unicorn, dacă nu mă înșel. Pleacă și el la muncă. Pleacă în 17 minute, imediat. Și acum va reveni și ăsta de la serviciu. Bun, încă nu a revenit Alex. Hai, bă, e timpul pentru muncă. Nici nu mai terminat de citit cartea. Lasă-le, bă, o dată de cărți, omule, dă-i drumul la muncă. Mamă, întârzie omul ăsta. În sfârșit s-a dus bine, Doamne ajută. Și acum iară vin băieții cu banul.
Și apoi ar trebui să facem și cura prin casă, dar asta când va veni Alex și mai are ceva de muncă. Hai odată, băi, grăbește-te, gata, e ca și venit. Acum auzi, ca-ching, acum auzi. Stai, mă. Bun, și cam atât pentru acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, subscribe și share. Până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!